Haideți să ajungem și la momentul în care ați fost exclus din partid. De ce? Se dorea excluderea mea, știam acest lucru, pentru că în afară de sesizările care le-am făcut noi, în urma alegerilor, simulacrului de alegeri care au fost organizate de către filiala municipală, unde a ieșit președinte domnul Gima, nu? Unde a ieșit președinte domnul Gima, atât el cât și Stelian sunt din București, adică au mai multe locuiesc acolo. București. În fine, fiind omul lui Stelian Gima, fiind omul lui Stelian Ion, atunci era clar că... Dar nu se putea acest lucru fără a băga prieteni, cunoștințe, rude, cu 9 zile înainte, 8 zile înainte, au introdus aproape 150 de membri noi, care nu au plătit cotizații niciodată, care nu au cunoștințe de USR, n-au absolut nimic, n-au trecut pe la conform procedurii, pe la interviurile. Cumva niște marionete care se joace după exact, cum li se exact, cântă. Pentru că noi, eu fiind candidat, i-am sunat. Și oamenii erau, fiind sinceri, au zis, m-a rugat Stelian Ion să mă înscriu că doar să votez acum. M-a și rugat, după aia ies sau cum? Sunt angajatul nu știu care și mi-a zis Tomiță să, uite, mi-a trimis lista asta și să o bifez. Și mai sunt acum în partid aceste persoane? Păi ați văzut dumneavoastră în stradă, în campanie, acum 150 de persoane? Au motivat faptul că ne-au ajutat în campanie, că nu știu ce. Păi unde sunt acele persoane acum? Unde sunt acele persoane acum? Unde sunt acei oameni? Nu, s-au folosit, au fost folosiți, este clar. Au fost mințiți că, vezi, Doamne, uite, că vrea Caragheorghe și Cochiuleț să preia filiala, să nu știu ce, când Dumitru Caragheorghe a cedat-o benevol, fără niciun fel de... nicio problemă. Adică exact s-a ținut de cuvânt ceea ce i-a promis. Dar ați primit în urma sesizărilor vreun răspuns de la București, de la Elena Lascon? Nu, am trimis, cred că sunt 3 luni de când am trimis sesizările. Cu probe. Deci sunt... Pentru că mi-aduc aminte că atunci când a fost Elena Lascon, imediat după scandal, chiar noi am întrebat-o dacă are cunoștință, spunea că nu are cunoștință, dar urma să analizeze și că în câteva zile, o săptămână... Probele sunt atât de evidente și atât de clare, da? Inclusiv fișele de interviu sunt... Oamenii n-au dat decât buletinul, iar oamenii din Remus Negoi cu echipa de extindere, cu așa, nu au făcut decât să copieze datele și să facă, să răspundă ei la întrebările care ar fi trebuit să vină oamenii. Pentru că fizic nu ai cum să chemi 150 de oameni, pentru că eu știu din experiența de la extindere, programam la interviu 8-9 oameni și veneau 3-4. Vorbim de lucruri naturale, da. Nu vorbim de lucruri fățiși pe față în care au fost aceste fișe, au fost făcute pur și simplu de către membrii din comisie de acolo și n-aveau cum să intre atât de mulți oameni în partid. El a motivat faptul că da, au fost oameni care ne-au ajutat în campanie. Păi zic unde, că oamenii ăștia noi nu i-am văzut niciodată în campanie. Adică, păi e ruda nu știu cui, doar ce am plinit 18 ani și zic și a intrat și este... băiatul lui Remus Negoi sau... S-a întâmplat, da, a da, fost? Da, 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 a fost băgat băiatul Remus Negoi din funcție de conducere, soții, soțiile, verii, verișoarele, angajații. 150 de oameni au fost pe lucrul acesta. Da, interesant. Bun, revenind, care a fost motivația pentru care ați fost exclus? Motivația încă nu am primit-o. Sunt două sesizări. Una pentru că odată că am sabotat campania electorală împreună cu Dumitru, care este una comună, da, în care mi se cere doar excluderea mea, chiar dacă e și Dumitru Caragheorghe acolo, că, vezi, Doamne, l-am lăudat pe primarul Virgil Chițac și pe Stere Hira de la Confort Urban atunci când am propus... Mi-aduc aminte, cred că chiar la noi în interviu, nu? Dacă nu, am făcut o postare, am vorbit și în interviu, în care am spus, am mulțumit la sfârșit, pentru că în campanie, că tot vorbim că nu am făcut campanie, în campanie am fost în piața Brotăcei și am discutat cu agenții comerciale de acolo,
din piață și oamenii au spus, domnule, avem nevoie de o parcare, pentru că oamenii nu au unde să parcheze, să oprească, să piața merge din ce în ce mai rău. Și atunci eu am băgat la cap atunci și am zis, domnule, s-a instituit sens unic și am zis, ok, dacă tot s-a instituit sens unic, atunci, fiind și loc, se poate crea în spic o parcare. Atunci m-am dus la oameni, am strâns semnăturile, 35-40 de semnături de la toți agenții comerciali de acolo și după aceea m-am dus la domn primar și am făcut o cerere și m-am dus la dânsul și i-am spus, uitați, așa e situația acolo. Bun, și faptul că ați mulțumit adversarilor politici este un... Dar asta după, deci, după campanie, adică după ce s-a terminat campania, adică nu mai aveam nicio treabă cu campania, adică nu pot să spui că am, din cauza asta, a pierdut alegerile. A fost după campanie, iar mi se pare de bun simț să mulțumești, pentru că omul, domnul primar, a sunat la domnul Hira, la directorul de la Confortul, și a spus, uite, am o cerere aici, vreau să o vezi, să vezi, se poate, nu se poate, ce se poate face. Și m-a dat curs acestei solicitări. Nu este solicitarea mea personală, adică, până la urmă, este solicitarea... Adică, până la urmă, bine locuitorilor. Exact, nu... exact, exact. Și mi s-a părut de bun simț ca să menționez și cei care... Au ajutat și au contribuit. Dacă se dorea, putea să zică, da, bine, vă lăsăm așa. Și o făceau ei altă dată sau o făceau, nu știu, când dorea administrația. Bun, deci acesta este un motiv. Și asta e un motiv. După aceea, ce a mai fost? A fost un motiv că am scos din grupul de birou județean, de WhatsApp, niște mesaje și le-ați dat în spațiu niște public. Discuții și nu le-am dat în spațiu public, le-am dat jurnalistului respectiv. Chiar dacă mă miram, eram siderat de discuții, de jignirile care și... Care era de altfel vizat în acele discuții, care ca era, să ne înțelegem. Da, 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 care era vizat și era un limbaj care, vă spun sincer, nu l-am folosit nici eu, adică limbaj, de la o femeie. Limbaj, vă referiți la consilierul județean Semiran Abdurefi. Corect. Așa, pe care și eu i-am zis, zic, păi, dar ce are cu tine, că... Zice, nu, că mă confundă cu Cristian Hagi. Păi zic, și atunci, nu cred că mă face ca la ușa cortului. Și atunci am trimis aceste discuții, neștiind că la un moment dat le va publica sau le va publica. Am recunoscut, mi-am zis, ok, mi-asum, dacă e, mi-asum acest lucru. Și acestea au fost... Bun, dar consilierul respectiv a fost sancționat în vreun fel pentru limbajul folosit? Dimpotrivă, în acea zi, Dumitru Caragheorghe a cerut în biroul județean și sancționarea. Iar Stelian Ion a spus clar că nu trebuie sancționat. Păi, de ce nu trebuie sancționat? Asta încurajăm un astfel de limbaj la adresa jurnaliștilor sau asta despre ce este vorba? Asta trebuie să-l întrebați dumneavoastră pe el, de ce a votat împotriva. Ulterior, am înțeles că după presiunea publică și a jurnaliștilor, i-a făcut o sesizare... O mustrare. Nu știu, acum a fost sesizare la Biroul Național, dar, repet, aceste sesizări la Biroul Național sunt sute de sesizări. Sute, dacă nu... Pentru că probleme sunt în tot partidul. Ați fost exclus din partid pentru acest lucru și persoana respectivă, pentru că, practic, a pătat cumva imaginea USR-ului. Nu un consilier județean să ajungă să aibă un astfel de limbaj și nu neapărat că da, e dar nu este prima cineva dată. Din presă sau este, nu. La ea nu este prima dată, este și public are astfel de discurs și astfel văzut. De limbaj. De ce nu sunt taxate aceste derapaje? Nu sunt taxate pentru că îi face parte din echipa dânsului și atunci el... Are puțini oameni lângă el și atunci trebuie să-i țină aproape. La fel cum și eu și Dumitru Caragheorghe am fost amenințați și că vom fi băgați în scaun cu rotile. Cine v-a amenințat? Un apropiat al lui Stelian Ion, un coleg, da? Cine? Dima Chiosea, care m-a amenințat pe mine și telefonic, la 12 noaptea m-a sunat. Serios? Da, și m-a amenințat că să-i transmit și lui Dumitru Caragheorghe ție că o să vă băgăm, o să te bag în scaun cu rotile, că o să vă mutați din Constanța. Când se întâmpla asta? Se întâmpla tot așa, cineva din biroul județean a scos niște discuții de acolo, nu știu, eu nu eram în acele discuții, a scos și Stelian Ion știe cine a scos acele discuții, adică cumva vedeți dubla măsură, dacă sunt apropiați de lui și scot discuții, nu e nicio problemă, da?
Și am scris tot ce s-a întâmplat, că am fost sunat și amenințat atât eu cât și Dumitru Caragheorghe, mi-a spus să-i transmit și lui că o să ne bage în așa, că o să ne mutăm din Constanța și așa mai departe. Și am fost sunat a doua zi de Stelian Ion și întreba dacă am dovezi, dacă am înregistrat. Păi, și am la 12 noaptea eu stază. Că nu aveam cum să înregistrez, că nu stăteam să înregistrez, nu aveam de unde să știu că la 12 noaptea o să mă sune și o să mă amenințe cineva. Că n-au fost chiar așa, eu i-am spus că vreau să fac plângere penală, el a spus că nu e chiar așa, că e cuvântul tău contra cuvântului lui și că mai bine să stau liniștit. Dar cine e Chioșa acesta? Este un coleg, și un apropiat al lui Stelian Ion. Bun, și a rămas și asta așa. Și a rămas și asta așa. În fine, din biroul județean au mai plecat și alte informații. A plecat și un sondaj în campanie, tot în presă, care la fel, am înțeles că se știe cine l-a dat, e cineva din echipa lui. Adică doar când îi convine lui să dea, e ok. Dar când dă altcineva, dar eu n-am dat, am pur și simplu am avut o discuție, atunci... După bunul plac, este clar, ruptura a fost de atunci, de când am refuzat să mă lepăd de Dumitru Caragheorghe, pentru că, vă spun sincer, el a fost singurul iant care a ținut filiala. Un adevărat lider asta trebuie să facă, să țină filiala unită, nu să facă găști sau chiar dacă le faci, hai să vedem scopul comun care era. Să câștigăm primăria, să băgăm cât mai mult consilier și să dăm o altă față Constanței.